Toată lumea spune că orașul meu natal nu există. Încep să-i cred. Dar asta nu înseamnă că așa a fost întotdeauna. Lasă-mă pentru o secundă să mă întorc un pic în timp. Prima dată când am întâlnit această negare bizară a fost după primul meu semestru la facultate. Am mers până la stația de autobuz cu bagajele în spate și am cerut însoțitorului un bilet spre Casey Falls, Michigan. Ești ridicat privirea de la birou și a clipit. Unde? Casey Falls, Michigan, am repetat, de data aceasta un pic mai încet. După ce a efectuat o căutare pe computerul ei, apoi a cerut sfatul managerului. Și împreună au stabilit că, dacă Casey Falls este un loc real, nu era nicio opire pe liniile lor. Cum se poate așa ceva? Am protestat. Puteam să văd gara la fel de clar în ochii minții mele, ca și chipurile lor nedumerite din fața mea. În fiecare vacanță de primăvară, luam trenul cu familia mea spre Chicago, urcând la ora 7 dimineața pe peronul de la est de Berry Street. Tata mi-a mânat 2 dolari ca să cumpără Coca-Cola și o pungă de covriș de la automatele de băuturi, înainte de sosirea trenului. Eu și sora mea mai mică, Janie, stăteam nerăbdători pe bănci și așteptam cu sufletul la gură să înceapă călătoria noastră dar transmiterea acelei amintiri însoțitorului exasperat nu a făcut mare lucru pentru a corecta sistemul lor care omitea Casey Falls din destinațiile disponibile. Mi-am petrecut acel Crăciun, singur în căminul meu, încercând cu disperare să dau de familia mea, dar niciunul dintre ei nu mi-a răspuns. Mama, tata, sormea, telefon, e-mail, SMS, Facebook, nimic. Și mai ciudat a fost că, peste noapte, Prezența lor online a dispărut. Site-urile de socializare șterse, e mail care nu mai există, când a sunat din nou o înregistrare mai informată că numerele pe care încercam să le contactez, fuseseră deconectate. Ce se întâmplă? Mi-am zis. Următoarele două săptămâni, petrecute în mod normal, deschizând cadouri, reluând legătura cu prietenii din liceu, sărbătorind noul an, au fost în schimb absorbite din investigația mea intensă. Am căutat pe internet orice fel de mențiune despre orașul meu natal, însă nu am găsit nimic. În ciuda orilor nesfârșite de căutare pe Google, Yahoo, chiar și pe Bing, nu am găsit nicio mențiune despre orășelul ăsta din centrul Michiganului ascuns în pădure, unde se află tabără de antrenament a armatei Casey Falls și minere de cupru defecte și prăbușite. Chiar și Google Maps a șters Casey Falls din evidențele sale. Acolo, în mod normal, aș fi văzut grupul de case și ferme și strada principală, care era doar o fâșie verde de pădure acum. Orașul meu natal fusese, literalmente, șters de pe hartă. Mai rău, începuse să dispară și din memoria mea, pe măsură ce vacanța de iarnă se scurgea și căutările mele neîncetate nu reușeau să aducă nici cea mai mică dovadă a existenței orașului meu natal, am observat că propria mea amintire despre el se estompa. Încet, dar sigur. În timp ce priveam cu ochii pierduți în televizor, în ajunul anului nou, urmărind cum petrecăreții se înghesuiau în Times Square, pentru a vedea căderea mingii, mi-am dat seama că nu puteam aminti niciun alt, ajung de anul nou anterior, cum îl petrecusem în casey Falls? Poate că e normal să uiți câte ceva, ca amintirile să se amestece unele cu altele, să confuzi ce petrecere a fost în fiecare an, dar să pierzi fiecare ajung de anul nou din istoria ta personală. Mă simțeam gol, iar golul în care ar fi trebuit să fie Casey Faust și cei 18 ani de amintire anterioare. Ceva întunecat și sinistru, mă, pândea. Când colegul meu de cameră s-a întors în ianuarie și a văzut că am stat ascuns în cămin toată vacanța, a întrebat firește ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat într-adevăr, a fost răspunsul meu nebunesc disperat după o amintire de acasă. Chiar dacă la mâna a doua, l am interogat pe Sean. Cu siguranță, îți amintești că ți-am vorbit la un moment dat despre casă, nu? L-am întrebat. Și, deși a fost de acord cu siguranță, în diversele noastre discuții de la ora 2 dimineața trebuie să fie atins subiectul, a fost mâhnit să recunoască că nu i-a revenit nimic anume în minte despre ce discuție am avut sau dacă știa ceva despre orașul meu natal. Partea bună a acestei discuții exasperante a fost că acum aveam un partener. Sean, fascinat de originea mea absentă, a preluat cazul împreună cu mine. S-a pus repede la curent, efectuându-și propriile cercetări online, înainte de a ajunge la concluzia că trebuie să ne convingem singuri. Așa că, într-un weekend, de la sfârșitul lunii ianuarie, ne-a condus cu mașina lui de doi bani în inima Michiganului, acolo unde Casey Falls ar fi trebuit să-și facă loc în pădurea din jur. Spre groaza mea, era doar o alee de pământ care se întindea înapoi în pădure. Sean nu credea că mașina lui se va descurca prea bine pe drumul de nivelat, dar după câteva rugăminți insistente din partea mea, a cedat. A condus în de lungul drumului împădurit, crengile copacului înghesuindu-ne într-un tunel de frunziș. Chiar aici!" am spus. Chisifos trebuia să fie chiar aici. Am sărit din mașină și am alergat prin pădure. Nu știu de ce. Nu cred că a fost ceva rațional. Doar emoțiile mele preluând controlul. Un melanj care cuprindea furie, durere, confuzie, frică, care m-a propulsat prin tufișuri până când m-am împiedicat de ceva metalic. M-am întors și am găsit o cutie verde. Ca un geocache așezat pe pădeaua pădurii. Înăuntru, pagini îngălbenite de vârstă prezentau un fel de cod mâzgălit pe ele. Scris cu o caligrafie pe jumătate decentă. Ce n-ai asta?" întreba Sean când m-a ajuns din urmă. A urmat întrebarea pe care am încercat să o împerechem cu un răspuns pe parcursul lunii care a urmat. Niciunul dintre noi nu era un adevărat spărgător de coduri, așa că am vândut paginile prin campus, ducându-ne la tocilar și la profesor de matematică în speranța că unul din ei ar putea să le descifreze. Unul câte unul, aceștia au făcut tot posibilul să descifreze documentele, dar fiecare s-a ales invariabil cu o înfrângere. Un profesor a spus că e cel mai greu cod pe care l-a întâlnit vreodată, în timp ce altul a sugerat că, cel mai probabil, paginile erau doar o mizerie și o măzgălitură fără un sens anume. Dar faptul că le găsisem acolo, unde trebuia să fi fost orașul meu natal, m-a împiedicat să accept această ultimă explicație. Ceva a scris în acele pagini, ceva care ajută la explicarea a ceea ce s-a întâmplat cu Casey Falls. Dar nu voi descoperi niciodată secretele tale, pentru că, pe data de 3 martie, cineva ne-a spart camera de cămin și singurul lucru pe care l-au luat cu el au fost paginile codate. Speriat această... Încălcare flagrantă a intimității, Sean mi-a spus că nu va mai urmări misterul Casey Falls. Credea că arătând documentele prin campus am atras atenția federalilor, fie că era CIA, NSA sau o altă agenție din trei litere de care nimeni nu auzise niciodată. Era cum era supravegheați. Orice s-ar fi întâmplat în orașul vostru natal, a spus Sean, nu vor să afle nimeni. În săptămâna următoare, Sean s-a transferat, înscriindu-se la o școală de pe coasta de est. A plecat fără să și-a rămas bun, o altă ieșire fără ceremonie. De atunci, m-am angajat ca barman pentru a putea rămâne în Chicago pe timpul verii, deoarece nu am unde să mă duc. În timp ce mă gândesc la faptul că am devenit orfan, în toate sensurile cuvântului, nu pot să nu mă scutur de sentimentul că cineva mă urmărește Orice s-a întâmplat cu Casey Falls nu a fost un lucru bun. O simt în oase, țipetele neauzite ale familiei și a vecinilor vibrând în măduvă. Le simt și mi se face rău, dar mă agăț de groază pentru că e tot ce mi-a rămas. De acasă,